Dragi prieteni, ne-am ajuns la partea a treia a cursului despre limbajul non-verbal și vă reamintesc că în primele două părți am discutat despre faptul că abia 5% din întreg noianul de informații care ne parvin din exteriorul nostru sunt atributele limbajului articulat, iar restul de 95%, poate chiar 96% aparțin limbajului corporal. Am vorbit despre creierul limbic, am trecut așa în revistă principalii indici informaționali pe care gestica picioarelor ne-o dau în încercarea noastră de a decodifica corect și de a fi mai puțin mințiți de către ceilalți prin limbajul verbal. Astăzi o să vorbim despre mâini, pentru că și ele, alături de picioare, sunt cele mai importante mijloace prin care omul sau cu ajutorul cărora omul a parcurs istoria. Să ne gândim puțin. Cu ele ne-am luptat, cu ele am mângâiat, cu ele am gătit, cu ele ne-am făcut unelte. Ele ne-au fost întotdeauna alături, mai ales în încercarea de a pune cumva o distanță între noi și mediul înconjurător, între noi și adversar, între noi poate și cei care ne invadau, ne intruzau spațiul personal. La fel ca și picioarele, mâinile, atunci când întreaga noastră ființă se află într-o stare de confort, se află într-o stare de relaxare, într-o stare în care nimic nu indică un pericol iminent, sunt relaxate. Și atunci, gândiți-vă, amintiți-vă în momentul în care suntem nervoși, în momentul în care suntem agitați, în momentul în care suntem plictisiți, degetele noastre încep așa o darabană ca o alunecare pe claviatura unui pian. Cu cât suntem mai stresați, cu cât suntem mai nervoși, o să observați, mai ales la șefii ăștia în dumneavoastră, că eu n-am scăpat de mult de povara asta, dar dacă aveți șef și el este agasat, este obosit și n-are chef să stea prea mult în preajma, o să vedeți că ia un pix și începe să-i freacă butonul pixului de birou până îi scoate mina. Ei bine, astea toate trădează o anumită stare de disconfort. În momentul în care noi suntem perfect în armonie cu toți și cu toate, umerii noștri, trapezul nostru, bicepsii noștri, antebrațele, palmele sunt relaxate. Gândiți-vă că în arta lor milenară de a se cunoaște și de a cunoaște universul, chinezii practică o formă de control al energiilor care se numește Qi Gong, controlul energiilor. Și dacă vedeți în filme sau poate ați practicat și dumneavoastră, o să vedeți că mișcările în Qi Gong sunt foarte, foarte blânde, sunt foarte, foarte relaxate, tot corpul de la încheietură, la umăr, la toată poziția articulară este unduitor, pentru că asta este starea naturală. Copiii când se își bălângăne mâinile și picioarele, când n-au absolut nimic de făcut, se află în ceea ce se numește starea naturală. Așa și noi, oamenii adulți, pentru că și noi suntem niște copii, indiferent de vârstă. Murim cumva când încetăm și ne forțăm și ne luptăm cu ideea că, domne, noi trebuie să fim serioși, riguroși, rigizi, să fie corpul drept ca la armată. Nu este cazul, pentru că nu suntem, poate, cu toții cadre militare. Și nici militarii nu stau în această poziție decât când prezintă onorul, salută drapelul sau când se întâlnesc cu un superior în grad ierarhic. Alminteri, și ei sunt la fel de relaxați ca noi toți. Dar să revenim la mâinile noastre. În momentul în care spuneam că nu identificăm la nivel de subconștient niciun indice care să perturbe confortul și armonia noastră, poziția mâinilor trebuie să fie relaxată. De fiecare dată când cineva minte, o să vedeți că după picioarele care încep cumva să trădeze distanța foarte mare între ceea ce gândește și dorește să acționeze individul respectiv și ceea ce spune, o să vedeți că și mâinile urmează aceeași cale. Mâna încordată, mâna rigidă, pumnul strâns, mâinile care în funcție de starea de disconfort și de senzația pe care cel care dorește să vă mintă sau să mintă în general o întâmpină în intenția lui, o să facă la nivel subconștient ca mâinile lui personale să se apropie, să închidă cel mai vulnerabil organ al nostru. Vreau să vă reamintesc că deși am traversat un secol de rațiune în care cel mai important lucru, gândiți-vă, secolul 20 a fost secolul rațiunii, da?
Critica rațiunii pure, a scris Immanuel Kant, un tratat de filozofie, mai ales de filozofie socială, foarte interesant. Dacă doriți, eu vi-l recomand cu mare căldură, este foarte greu și destul de complicat de înțeles, dar o să găsiți acolo o multitudine de informații care v-ar putea ajuta mai târziu. Dar, dincolo de rațiune, primul organ care se naște în amnioticul acela mater este inima. Inima este centrul omului, da? Și din punct de vedere al energeticii și hinduse și chineze, da, avem 7 corpuri energetice, cele 7 chakre, sunt 3 care fac legătura cu pământul, sunt 3 care fac legătura cu cerul și ele sunt în simbioză și în armonie în centrul lor, adică în inimă. De aceea noi creștinii vorbim atât de drag și cu atât de multă dulceață, dacă putem, despre calea inimii. Deci, în momentul în care ne aflăm în confort, inima este la vedere, inima este deschisă. În momentul în care ne aflăm într-un disconfort, cumva dorim să închidem, da, sediul sufletului nostru, iar sediul sufletului nostru este inima. Și atunci când o să vedeți oameni care stau cu brațele în dreptul inimii, care își acoperă și ascund axul central al inimii în raport cu dumneavoastră sau în raport cu subiectul care se află în fața lor, atunci putem să decodificăm un prim indiciu că ceva nu e în regulă acolo. În momentul în care, mai mult decât atât, situația de disconfort a celui care minte expandează, devine din ce în ce mai mare, o să vedeți că el simte cumva instinctiv nevoia și este un lucru pe care o să-l vedeți la politicienii prinși pe picior greșit, că încep să-și ducă mâna la gât, să-și tragă de nodul de la cravată și să încerce să tragă cât mai mult aer în piept, pentru că cumva nodul acela în gât arată la nivel subconștient că s-a atins un prag, o limită de pericol. Și atunci urmăriți, fără să fiți și dumneavoastră la rândul dumneavoastră foarte observat, că e destul de ciudat să fii benoclat așa tot timpul asupra gesticii și a limbajului corporal al celuilalt, dar acordați-vă un timp să urmăriți de la degetele mâinilor până la poziția umerilor, trecând prin antebrațe și brațe, care ar fi starea de confort și starea de disconfort al personajului respectiv. Și o să vedeți că de regulă, e atât de simplu de observat, este vorba despre relaxare și despre armonia cu care se mișcă membrele. Cu cât ele sunt mai rigide, cu cât ele se mișcă mai greoi, cu cât, spuneam și data trecută, există o călcătură grea, există și o strângere de mână grea, există și o cădere a mâinii ca un buștean uscat. Așa. Și atunci, atenția foarte mare pornește de la degete către umeri. O să vedeți că oamenii, când nu știu ceva realmente, nu știu ceva, sunt mirați de ceea ce văd, tentația umerilor este să se ridice odată. Păi, habar nu am. Dar dacă el minte, el știe despre ce este vorba și totuși la nivel neurolingvistic dorește să mintă, o să vedeți că la nivel de subconștient el nu va putea ridica din mușul trapez ambii umeri. Va ridica doar un număr. Și atunci, atenție, vii de la unde vii și te prinde consortul sau consoarta și te întreabă direct, băi, tu ai fost cumva la curve? Sau, băi, tu ai fost cumva să-ți vezi amantul? Și o să observați că dacă chiar ați fost și spuneți nu, un singur număr o să vi se ridice. Dacă chiar n-ați fost, o să vi se ridice amândoi, băi, ești nebun, habar nu am ce spui. Și atunci, asta este minunat în limbajul non-verbal. De asta noi vorbim despre creierul reactiv, pentru că el nu poate fi controlat. Chiar dacă dumneavoastră ați parcurs cumva, și nu, noi aici doar discutăm, eu aici doar vreau să vă incit să observați anumite lucruri. Nici de cum nu sunt suficiente informații de pe care le schimbăm între noi. Dar chiar dacă le știți și chiar dacă ați dori să mințiți în cunoștință de cauză, o să vedeți că subconștientul dumneavoastră nu o să vă asculte. Și atunci, pentru că TikTok-ul nu permite mai mult de 10 minute, eu cred că am să mă opresc aici și vom continua mai departe și vom trece mai departe. De la mâine o să trecem la față, la chip, și aici avem enorm de multe lucruri de discutat. Eu am să vin ca și referențial al meu cu o carte superbă din înțelepciunea milenară a poporului chinez, care se numește Arta Bu sau Arta Citirii Feții, și vom discuta și în paradigma asta mai modernă despre expresii și despre microexpresii faciale. Vă mulțumesc foarte mult!
Până ne vom revedea în cursul ăsta, fiți foarte atenți!